să intrăm către o altă problemă arzătoare. Constanțe de asta spune că este o problemă arzătoare a principalelor 10 orașe ca dimensiune din România, traficul. De București nu mai discutăm. În București toată lumea știe că e un trafic infernal. Dar astăzi discutăm despre Constanța. Foarte multe întrebări legate de traficul constanțean. Un cititor spunea la un moment dat că nu înțelege de ce primăria alege să înceapă lucrări edilitare și de reasfaltare în plin sezon estival, lucru care, păi nu, într-adevăr, duce la problemele traficului. N-ar fi ales dacă nu erau alegerile în toamnă. Cu siguranță, știm foarte bine că există un herup înainte de alegeri. Exact. Asta ar fi una, dar eu m-aș opri asupra unei întrebări. Citorul întreabă, mă rog, el are mai multe teme, dar încercăm să le atingem pe toate într-o singură întrebare. Una ar fi, ce măsuri veți lua pentru a fluidiza traficul? Dacă dânsul dă și un context, dar de altfel aș invita cititorii să citească întrebarea completă pe site, o găsește în articolul postat pe Hot News. Când vorbește de fluidizarea traficului, acest cititor spune că, de exemplu, sunt sensuri giratorii făcute cu dedicație pentru anumite supermarketuri. Mai există, da, și mai există alte exemple cu străzi din Constanța unde dânsul spune că practic acele sensuri giratorii sau acele lucrări făcute de primărie n-au făcut altceva decât să îngreuneze și mai mult traficul. Trebuie să-l credem pe cuvânt. Bănuiesc că problema este așa cum o expune cititorul nostru. Iar a doua întrebare este problema locurilor de parcare, care de asta există la fel în toate orașele. Dânsul întreabă ce intenționați să faci în această privință. Sunteți de acord cu faimoșii stâlpișori ale lui Babu? Nu vreau să vă spun prin asta că militez pentru reîntoarcerea la parcarea pe trotuare, dar orașul a devenit pur și simplu hidos, dacă mai era nevoie, din cauza acestor popice montate peste tot. Asta în privința locurilor de parcare. Întrebarea e destul de complex și răspunsul trebuie să fie complex la întrebarea asta. Deci, Constanța se confruntă în momentul de față cu congestie în trafic. Nu mai vorbesc vara, când sezonul estival este întoi, deși anul acesta, mă rog, din cauza coronavirusului, acestei crize sanitare, turismul a fost afectat. Bun. Sigur că măsurile care s-au luat au fost aberante și cu giratorile făcute, într-adevăr, pentru unele supermarketuri, dar și altele, în mod inexplicabil, unele străzi au devenit cu sens unic. Adică nu a existat o concepție generală asupra traficului. S-au luat măsuri locale, punctuale, fără să se vadă ansamblu. Da? S-a improvizat. Însă, răspunsul meu general este următor. Deci, noi trebuie să plecăm de la o realitate, de la cifre. În Constanța sunt 140.000 de mașini și numai 30.000 de locuri de parcare. Deci avem 110.000 de mașini care sunt parcate pe carosabil sau pe trotuare. Da? Parcate pe carosabil înseamnă că ele îngustează secțiunea de trecere și atunci se creează congestie în trafic. Ne mai vorbim de faptul că nu poți face un transport comun civilizat în sensul în care nu poți aloca o bandă pentru transportul în comun. Parcate pe trotuare înseamnă că cetățenii nu mai pot beneficia de trotuare. Aproape sunt locuri în Constanța pe unde cetățenii nu pot merge. Deci ce să vorbim noi de mobilitate activă, de mers pe jos, de mers cu bicicletă? Asta este ceva inimaginabil, e un sport extrem. Și atunci măsurile pe care le vizez sunt simultane și sunt pe mai multe direcții. Întâi de toate trebuie să facem o investiție în infrastructură. Să facem de așa manieră încât cetățenii acolo unde se poată să nu se mai întâlnească cu mașinile. Adică să facem pasarele supraterane, pasaje subterane, nu-i așa? Cetățenii să nu se mai întâlnească cu mașinile și dacă se poate și două artere circulate, foarte circulate, să nu mai se întâlnească între ele. Pentru constanțeni o să dau ca exemplu Tomis, ieșire din Tomis pe Ovidiu. Da? Se intersectează cu Aurelul Laicu. Pe partea stângă avem multe cartiere.
cartierele ale Constanței, unde de-a lungul timpului s-au mutat oameni. Ei bine, în zonele de trafic, în momentele de trafic aglomerat, acolo se stă la semafoare preț de 10 de minute. Și nu e în regulă lucrul ăsta. Deci se poate face de așa manieră încât cele două străzi să nu se mai întâlnească. Da? Bun. Astea sunt investiții în infrastructură. Ceva mult mai ușor reprezintă semaforizarea inteligentă. Dom'le, în București costă vreo 10 milioane, cât în Constanța, respectând dimensiunile orașului, nu poate să coste mai mult de 4-5. Adică facem o semafoare inteligente comandate de un soft, de așa manieră încât lumina roșie să țină atât cât este coada de mașini, nu mai mult. Nu? Să fluidizăm traficul. Sigur că sunt de acord cu ce spuneau cititorii dumneavoastră. Cum să faci sensuri giratorii pe bulevardele mari? Păi bulevardele mari trebuie să ai o semafoare sincronizată ca să asiguri fluența. În momentul când ai făcut sensuri giratorii, practic ai distrus această fluență. Nu în ultimul rând, trebuie să dezvoltăm un transport public civilizat. Asta ce înseamnă? Asta înseamnă mașini în care să ai toate condițiile, de la Wi-Fi până la, nu-i așa, aer condiționat pe timp de vară, să ai bandă dedicată și să ai stații de autobuz, așa cum este în toată lumea asta civilizată, de unde să ți se afișeze cât mai durează până când va sosi autobuzul. Referitor la parcări, planul meu pentru parcări este următor. Revin și spun cetățenilor, noi nu putem construi și nici nu e normal să construim parcări pentru cele 110.000 de mașini. Am făcut un calcul, pornind de la prețul pe care vi-l avansez acum. Un metru pătrat de parcare subterană e 600 de euro și un metru pătrat de parcare supraterană e 300 de euro. O mașină înseamnă cam 10 metri pătrați, amprenta ei plus calea de rulare, deci ajungem la ceva de genul 600 de milioane de euro. Imaginați-vă că bugetul Constanței pentru investiția noastră, pentru capital, a fost în jur de 20 de milioane de euro. Deci în câți ani de zile am putea să facem noi parcări pentru toate mașinile astea? Este nefezabil. Însă nu vom renunța, vom face parcări mari acolo unde putem, de exemplu în zona limitrofă centrului, pentru că vrem ca să nu mai mergem, să centrul să nu mai fie sufocat de mașini. Vom face o parcare subterană la Teatrul de Operă și Balet Danovski, o parcare supraterană pe strada Traian și o parcare supraterană la Poarta 1, unde este un loc generos și pot încăpea, cred că, mai mult de 1.000 de mașini acolo. Dar vom face parcări în cartiere după principiul următor. Ne vom capitaliza de la bancă, la primărie, dacă nu avem bani. Dar ne vom capitaliza, vom găsi o măsură, 10-15 milioane de lei și vom începe așa. Vom stabili prioritatea, unde facem în cartier parcarea, vom face noi primărie parcare, vom oferi locurile de parcare spre vânzare cetățenilor dacă vor dori, nu la prețuri mari, nu vrem decât să ne recuperăm banii, să ne aducem banii înapoi și cu banii aduși înapoi să facem parcarea în alte zone. Cam ăsta e mecanismul. Toate măsurile pe care vi le spun eu acum vor duce la fluidizarea traficului și la micșorarea numărului de mașini în oraș. Micșorare voită, pentru că eu cred că un cetățean care coboară din apartamentul lui și mai merge 5 minute până la o stație de autobuz și știe că se urcă în autobuz și în 20 de minute va ajunge într-un capăt în celălalt al orașului, va prefera să lase mașina acasă sau de ce nu să debaraseze de ea, pentru că mașina înseamnă costuri de toate tipurile, de la benzină până la taxe, ce vreți dumneavoastră, și decât să stea în trafic, mai bine se suie într-un mijloc de transport în comun civilizat, cu o bandă dedicată și va ajunge în timp util la destinația pe care o dorește. Să știți că orașele civilizate sunt orașele, vă dau exemplu Vienei. Acum când noi stăm de vorbă, sigur, respectăm termenul de comparație, dar trebuie să ne dorim măcar să ajungem acolo. În momentul acesta, o treime din oameni se deplasează cu transportul în comun, o treime cu mașina și o treime în mobilitate activă. Merg pe jos sau se deplasează cu bicicletă. Deci trebuie să ajungem în Constanța la un transport echilibrat din punctul ăsta de vedere. Cam asta e răspunsul. Asta este aș putea să vorbesc mult pe tema administrații locale. Să sintetizez. Poftiți? Spuneam că ăsta cred că este Sfântul Graal al oricărei administrații locale. Da, da, da. Nu la nivelul Vienei, că nu îndrăznesc să visez în viața mea, dar poate
măcar la, nu știu, 20-30% din ce se întâmplă cu transportul Uitați ce vreau din să vă Iași. spun. Eu sunt, așa sunt eu. Eu, în timpul campaniei electorale, spun și lucruri pe care oamenii nu vor să le audă. Mă rog, s-ar putea să pierd din voturi, să câștig, nu știu exact cât fac plusul cu minusul, dar cred în ele. Domnule, eu tot timpul voi spune că dacă vrei să eliberezi centrul orașului de mașini, atunci parcările care sunt pe carosabil trebuie să se plătească, să se plătească bine. Și din banii aceia colectați, să-i duci la buget și să-i, din banii aceia, să individualizezi, să construiești parcări care nu sunt pe carosabil. Bun. Deci ăsta este un lucru evident. Așa trebuie făcut. M-aș întoarce puțin la o problemă destul de spinoasă, și anume spațiile verzi. Avem un cititor care spune că există o problemă în Constanța, ca de altfel în majoritatea orașelor mari din România, lipsa spațiilor verzi și a parcurilor mai ales. Da. Întrebarea cititorului este în felul următor. Ce măsuri aveți în vedere pentru refacerea, extinderea spațiilor verzi din oraș? Chiar ieri a scris presa locală despre un alt colț din Tăbăcărie care, prin grija celebrei doamnei Ani Merlă, va deveni un frumos bloculeț. Da. Sunt necesare câteva cifre. Realitatea este următoarea. În momentul de față suntem la un minim istoric în ceea ce privește metri pătrați de spații verzi pe cap de Constanțean. Adică suntem la 13 metri pătrați de spații verzi față de o normativă europeană de 26. Nici nu îndrăznesc să mă refer la normativa recomandată de Organizația Mondială a Sănătății de 50 de metri pătrați. Comparativ, Iașu are 51-52 de metri pătrați de spații verzi pe cap de ieșat. Deci noi suntem la 13. Ca să ajungem la minimul normativului european, ne-ar trebui în momentul de față 400 de hectare de spații verzi în plus. Spații verzi, practic. 400 de hectare. Deci situația din punctul ăsta de vedere e dramatică. De altfel, vreau să vă spun că în săptămâna asta și în săptămâna anterioară am făcut așa, nu neapărat în scop electoral, am făcut vizite prin cartiere ca să văd problemele punctuale. Marea majoritate a cetățenilor se plâng de spații verzi, de locuri de joacă pentru copii, de parcări, trotuare. Deci, domnule, asta îl găsești peste tot. Programul meu pe care l-am numit Înverzim Constanța, care trebuie să se deruleze pe o perioadă de 4 ani, dacă că va exceda perioada de 4 ani, exact asta urmărește. Urmărește ca să inventariem domeniul public al orașului și acolo unde găsim locuri să le includem într-un program de regenerare urbană. După conceptul gherila verde. Dom'le, dacă am găsit 200 de metri pătrați liberi și se pretează, hai să facem un parculeț acolo, de pe 200 de metri pătrați, cu bănculețe, cu un loc de joacă pentru copii, cu pomi, cu arbuști, da? Să facem un loc verde în oraș, pentru că e necesar. Deci, pe de o parte. Pe de altă parte, trebuie să dezvoltăm și parcurile. Și zona de parcuri este următoarea. Și mă adresez constanțenilor. Toată zona de coastă, dumneavoastră știți dumneavoastră Constanța, da? Toată zona de coastă din portul Tomii spre Mamaia, care conturează Constanța, care e o zonă de coastă, eu vreau să o transform într-un parc pe care l-am numit Parcul Costier Constanța sau Parcul Costier Marea Neagră sau cum. Este, de fapt, interfața între mare, să fie interfața între mare și oraș. Deci interfața, trecerea de la mare la oraș să se facă printr-un parc. Un parc costier. Toată zona aceea trebuie înverzită. De asemenea, intenționez ca în momentul de față zona în care se găsește stadion, fosta zonă unde a fost întreprinderea ITC-ul de transport din Constanța, Parcul Copiilor, care știu că este în administrarea Ministerului Educației, însă cred că putem, printr-o hotărâre de guvern, să-l transferăm în patrimoniul orașului, cu condiția evidentă de a-i păstra funcționalitatea.
pentru că noi nu avem de gând, așa cum au făcut administrațiile precedente, ca locurile cele mai bune din oraș să le oferim ciocoilor imobiliare, să le intabulăm și să le oferim lor. Noi nu avem de gând să facem lucrul ăsta. Deci toată zona aia va trebui să o transformăm într-o zonă de loazir. Adică să avem și stadionul renovat, și baze sportive, și zonă verde, și să o cuplăm cu că vis-a-vis de ea, peste drum, există parcul Tabacărie. Acolo am putea să avem un spațiu extrem de generos și extrem de important, unde toți constanțenii, de la tineri la maturi, că nu-mi place să spun vârstnici, să se regăsească și să-și petreacă timpul liber în cele mai bune condiții. Normativul pe care l-am avansat în programul meu este următorul: să transformăm în spații verzi 2 hectare de teren pe an și de asemenea să transformăm în parcuri 10 hectare de teren pe an. Ne întoarcem acum la o problemă referitoare la turismul din Constanța, și anume la Mamaia și la zona de plajă a Constanței. Un cititor ne spune ceea ce mulți dintre noi am constatat acest lucru pe propriul buzunar, și anume că Constanța, în speță Mamaia, este o zonă destul de scumpă pentru serviciile pe care le oferă. Și cititorul spune în felul următor: este suficient să citiți comentariile turiștilor pe aproape toate site-urile, muzica tare peste tot pe plajă, alge împuțite, prețuri mari, mai mari decât în Ibiza și Miami, servicii proaste. De asemenea, șezlongurile care sunt pe plajele din Constanța au devenit o afacere în sine. Ocupă destul de mult din plajă, iar prețurile sunt incredibile, incredibil de mari, bănuiesc. Ce ar putea face primăria pentru a îmbunătăți lucrurile? Acum, primăria nu se poate implica în relația asta comercială. Evident. Sigur, am ajuns în situația asta și, din păcate, Mamaia nu mai este locul pe care îl știam eu și îl știam mulți dintre Constanțeni. A ajuns să fie mai mult un turist de weekend, în care lucrurile se întâmplă în jurul acestor cluburi din nordul Mamaia. Și am și eu informații că serviciile turistice sunt de proastă calitate sau, dacă vreți, raportul calitate-preț este total defavorabil calității. Ce poate face Constanța, ce poate face Primăria de Constanța în momentul de față este să stopeze degradarea urbanistică a acestei stațiuni, care era stațiunea numărul 1, mândria litoralului românesc, și care s-a degradat inexplicabil. S-a construit în frenezie, pe spații verzi, nerespectându-se indicatori urbanistici, fără locuri de parcare, fără regim de înălțime. Ce să vă mai spun? E o nebunie. Și atunci, ce s-a construit, s-a construit. Acum, unii spun, și pe bună dreptate, domnule, Mamaia nu mai este o stațiune. Mamaia a devenit un cartier al Constanței. Și probabil că așa este, dacă ne uităm bine. Dar încă sunt activități turistice. Deci ce putem face? Ce s-a construit, s-a construit. Rămâne construit pentru că sunt oameni care au cumpărat apartamente în blocurile care s-au construit la a doua, a treia mână, abar n-am, ei sunt cumpărători de bună credință. Asta e. Trebuie, în schimb, să nu mai acceptăm planuri urbanistice zonale care încă se întâmplă, încă se avizează în zona Mamaia, și să stopăm această degradare urbană a Mamaiei prin emiterea de autorizații de construcție în baza acestor planuri urbanistice. Deci ne oprim, facem o analiză exactă. Eu cred că lucrul ăsta este și în favoarea operatorilor în turism. Mă gândesc la cei care au hotelurile din vechea Mamaie sau chiar hotelurile care s-au construit ulterior. Nici domniilor lor nu le convine situația din momentul de față. Nici lor nu le convine situația din momentul de față, care este în Mamaia. Eu le spuneam în 2016 și nu m-au crezut. Oameni buni, dacă nu luăm măsuri acum, lucrurile se vor degrada și e posibil să se degradeze iremediabil. Am ajuns să discut câțiva dintre ei, să-mi spun, domnule, ați avut dreptate. Nici nouă nu ne convine ce s-a întâmplat, pentru că businessul nostru nu mai este un... Noi nu mai avem încărcarea pe care o aveam în hoteluri acum, mă rog, 10-15 ani de zile. Și ei suferă de faptul că turismul este turism de weekend,
hotelurile sunt încărcate vinerea, sâmbătă și duminica. Da? Asta poate face Primăria Constanța. Primăria Constanța îi va stopa construcțiile, va face curățenie în Mamaia, va înverzi Mamaia acolo unde se poate, vom face spațiile verzi, îi va obliga pe toți să respecte regulile, vom construi parcări, o parcare la intrare în Mamaia, ca să nu mai fie așa de aglomerată, o parcare la ieșirea de Mamaia, la ieșirea din Mamaia, în mijlocul Mamaia avem parcări, ca să decongestionăm traficul. Pentru că Mamaia, când te duci în momentul de față, vezi peste tot numai mașini, parcă stațiunea ar fi pentru mașini, nu pentru oameni. Deci asta poate face primăria. În relațiile comerciale, primăria nu poate interveni. Acum, dacă oamenii aleg să vină în locuri unde serviciile sunt de proastă calitate și dau bani mulți, e treaba lor. Dar eu cred că ușor, ușor ei se vor convinge, probabil și de-aia primiți astfel de mesaje de la cititori sau de la consumatorii de turism, care la rândul lor transmit altora și ușor, ușor lucrurile se... Dar tot piața reglează astfel de situații. Sigur că și pentru primărie nu e bine când se întâmplă lucrul ăsta, pentru că dacă activitatea în turism își reduce dimensiunile, și încasările la primărie vor fi mai mici. Oamenii nu vor mai avea locuri de muncă sau vor mai avea mai puține locuri de muncă. E adevărat, sezoniere. Deci trebuie să ne implicăm și în zona asta. Dar urgent primăria trebuie să acționeze în zona urbanistică, da? Și acum două întrebări rapide de închidere a acestui interviu. Un cititor, aș băga această întrebare la categoria diverse sau altele. Un cititor întreabă, sau mă rog, constată, în multe locuri din oraș au rămas plăcuțe sau diverse inscripții cu ridicat, făcut, etc. de Radu Ștefan Mazăre. Mi se pare de prost gust. Cum comentați acest lucru? Eu nu știu este de acest lucru, sincer n-am dat importanță. E de prost gust, adică să spui că ai ridicat tu sau că ai făcut tu ceva atâta timp cât trebuia să faci lucrul ăsta, scria în fișa postului și ai făcut pe banii publici, mi se pare de neînțeles. Și acum, bun, o întrebare mai serioasă. Mă rog, nu că întrebarea adineori n-a fost serioasă, dar, repet, intră la categoria diverse. Vă rog. O întrebare cu care de altfel închidem acest interviu. Ce părere aveți de inițiativa fără penal în funcții publice? Eu sunt de acord cu ea. Mi se pare o inițiativă sănătoasă de sanizare a vieții politice din România. Eu sunt absolut de acord cu ea. Am și votat de altfel. Am înțeles. Vă mulțumesc foarte mult pentru această intervenție. Vă mulțumesc. Aș vrea să vă lansez acum invitația ca să mai avem o serie de interviuri în care să discutăm punctual cu câte o problemă a Constanței. Corect. Sigur, da. Principalele probleme ale Constanței. De acord. În felul ăsta cititorii vor avea ocazia să afle puțin mai în profunzime soluțiile pe care le aveți dumneavoastră pe Sigur. Problemele Constanței. Sigur, cu toată plăcerea.